În 2016, geologii care studiau o mină din Canada au făcut o descoperire incredibile. La adâncime de aproximativ 3 km, cercetătorii au găsit o apă curgătoare, despre care testele au dezvăluit că avea o vechime între 1,5 miliarde și 2,64 miliarde de ani. Având în vedere faptul că a fost izolată atât de mult timp, aceasta este cea mai veche apă descoperită vreodată pe Pământ. Savanții au găsit și indicii ale vieții prezente cândva în cea mai veche apă de pe Pământ. După ce am analizat sulfatul din apă, am reușit să vedem o amprentă care indică prezența vieții. Am reușit să stabilim că semnalul pe care îl vedem în fluide a trebuit să fie produs prin microbiologie și cel mai important aspect este că a fost produs de-a lungul unei perioade foarte lungi de timp. Microbii care au produs această semnătură nu ar fi reușit să o facă peste noapte. Asta sugerează că organismele au fost prezente în aceste fluide la o scară geologică, au transmis cercetătorii. Fără lumină, microbii au supraviețuit folosind substanțe produse prin radiație. Sulfatul din această apă antică nu este un sulfat modern provenit din apa de la suprafață care curge aici. Ceea ce am găsit este că sulfatul, precum hidrogenul, este de fapt produs prin reacția dintre apă și rocă. Asta înseamnă că această reacție va apărea în mod natural și poate persista atât timp cât apa și roca sunt în contact, posibil timp de miliarde de ani, au mai explicat oamenii de știință. Deși descoperirea a avut implicații pentru descoperirea vieții și în alte colțuri de pe Pământ, precum și în sistemul solar, mulți și-au pus întrebarea ce gust are cea mai veche apă de pe Terra. În mod surprinzător, avem un răspuns. Cercetătorii s-ar fi așteptat la un gust sărat, fiindcă apa veche tinde să fie mai sărată. Spre încântarea lor, apa a fost foarte sărată și amară, mult mai sărată decât apa de mare.